consultant politic anun consecințele pentru România, după realegerea lui Putin, SUA vor avea grijă. În urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arta diferit în interior, ci în plan internațional, în funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri, SUA, China și Rusia, spune Cosmin Gu. Consultantul politic a prezentat consecințele pe care reconfirmarea lui Putin ca lider al Rusiei le va avea asupra României. De la autocraie, cum în Rusia și în Ungaria, nu ne putea aștepta la o altfel de organizare a alegerilor, a afirmat Cosmin Gu. Marile puteri preferă în poziția de lider maxim sexagenar, septuagenar, întrucât cei de vârstă matură, 40-50 de ani, nu prezint suficient siguranță pentru jocurile interne, spune consultantul politic. Cosmin Gu este de părere ce de acum înainte Rusia îi va orienta politica și acțiunile externe în funcție de nevoile pe care le are și va încerca să contrabalanceze cele trei mari slăbiciuni. Faptul că jumătate din PIB vine din vânzarea de gaz și petrol, populația a întrunit lipsa tehnologiei. Prev de schimbri în politica mondială, un joc mult mai interesant în acel triunghi de putere. Prev de China ca un potențial perdant pe termen scurt. China are potențial de ameninare a puterii geoeconomice a SUA, dar deranjează piee din Europa de care sunt interesate Rusia și nu numai, a explicat Cosmin Gu. Consultantul politic evidențiază ce atmosfera de calm în care a fost lăsat Vladimir Putin se îi desfoară alegerile ne poate spune multe. SUA nu au intervenit. Cât despre efectul pe care reconfirmarea lui Putin ca lider al Rusiei îl va avea asupra României, Cosmin Gu sugerează că acesta va fi strâns legat de relația noastră cu partenerul strategic SUA. În România, SUA vor avea grijă să agrementeze toate înțelegerile în funcție de interesul lor mare. Deci în raport cu aliatul strategic, se teme bine. Discuțiile americanilor cu Rusia vor fi despre frontier sau despre Marea Neagră, a explicat consultantul politic, la Realitatea TV.